Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de Master League cu Luton Town. Încă e de muncă, încă e de muncă, deși venim după un episod destul de bun. Am început cu o victorie de la trecută. Norwich a plecat în visa de pe Kenilworth Road cu 2-0. După facem un 3-3 la Watford de deplasare, un meci foarte spectaculos. 1-0 Watford, 1-1, 3-1 Watford, 3-1, 3-3 pe final. S-a dat meciul egal pe urmă pe Vicarage Road și scoatem și un punct cu Man City. După ce am dominat meciul, am avut 1-0, până la urmă Man City a reușit să egaleze. Astăzi jucăm în deplasare cu West Ham, mergem la Nottingham și la Brighton. Trei deplasări așadar astăzi și probabil vor veni și ceva jucători noi după cel de-al doilea meci, pentru că intrăm în luna ianuarie și putem să facem câteva transferuri care cred eu, care sper să ajute mai mult echipa și să arătăm mai bine pe a doua parte a campionatului. E clar, mai e mult de muncă, e clar, mai avem nevoie de jucători, însă trebuie să încercăm să legăm astăzi trei victorii, dacă se poate, să încercăm să pătrundem acolo în primele 10 echipe, pentru că până acum am suferit destul de mult, am avut foarte multe probleme, am scos foarte multe egaluri până în acest moment. Sper ca de astăzi să începem să scoatem rezultate mai bune. Mergem pe Old Moss Stadium, jucăm cu West Ham, o echipă de primă parte a campionatului, o echipă foarte, foarte bună, o echipă care se apără foarte bine, jucătorii destul de importanți și o echipă care probabil nu va pune probleme destul de mari. Pentru un nou promovat nu este rău unde ne aflăm în acest moment, însă suntem acolo la limită. În acest moment doar 6 puncte până la prima echipă care este sub linie. Așadar trebuie să încercăm să obținem astăzi mai multe puncte, rezultate care să ne ducă acolo în prima parte a campionatului. Pierdem acolo acea minge și să ne fapt aici. Nu, s-a lăsat avantaj la Bowen. Adelphi nu renunță și recuperează acea minge pentru noi. Trebuie să ne ridicăm la un nivel mult mai înalt, trebuie să începem să legăm rezultatele, pentru că e clar, la doua parte a campionatului va fi și mai greu pentru noi dacă acum nu reușim să obținem rezultatele dorite. Lockyer avansează aici, Ruiz din prima pentru Braganța, are spațiu foarte mare Braganța aici, joacă cu Cornic scurt, Cornic prinde Henderson. Primul shot, minutul 7 ne aparține. Bună această fază, însă finalizarea destul de slăbuță. Lockyer așează aici pentru Mpanzu. Jefferson toarce la Van Beek, primește din nou Mpanzu. Liber acolo Ruiz între linii, iar Ruiz încearcă să poseze mai departe aici, însă este blocat acolo. Da, Braganța. Ruiz pentru Luciano, prea tare însă poasa. Greșește acolo Masuaku, însă da Ruiz. Ai tipă, greșise acolo Masuaku, însă nu profităm. Amândoi aici Bowen cu Declan Rice, reprimește Bowen, vine în pauză și recuperează. Van Beek, foarte aproape să fie luat pe sus acolo, reușește să dea drumul la minge la timp, reprimește Salazar aici. Luciano pentru Ruiz, Declan Rice vine cu tackling-ul acolo și recuperează. Ce tackling-uri au cei de la West Ham, perfecte. Fornals 1-2 acolo cu acolo Salazar. Ruiz a jucat foarte rapid acolo West Ham. Cornic scoate aici pentru Luciano, reprimește Cornic, 1-2 aici cu Luciano! 1-0! Cât de frumos finalizează aici Luciano la colțul lung, 1-0. Cât de frumos a curs aici atacul, așează acolo foarte bine Harry Cornic pentru Luciano, perfect 1-2 și finalizarea vine foarte, foarte frumoasă finalizarea ce dreptă la colțul lung cu efect aici. Foarte bun îndoiul Luciano dă și pleacă după preluare foarte bună pe interior și finalizarea este perfectă.
1-0 pe London Stadium. Come on, you Hatters! Superb, super golul. Care de frumos trimite aici Luciano la colțul lung. Bun. Începem perfect. 1-0. Am minutul 20, așadar mai mult de jucat, dar e un început bun. Minge lungă aici pentru Antonio Van Beek, acolo, așează pentru Lokier. Salazar mai departe aici pentru Braganța. Iese Luciano în bandă aici. Așteptăm susținere. Vine Salazar prin centru pentru Braganța. Ruiz între linii. Ruiz pentru... Aici s-au încurcat cei doi, Salazar cu Luciano. A lăsat fiecare pentru celălalt. O luăm de la capăt. Delf trimite aici pentru Braganța. Bună pasa. 1-2. Luciano pentru Cornic. Șut blocat. Și ajunge în geala măsoacul care este pe corner. Foarte agresiv o găsăm. Să încercăm să-i scoatem cu pase mai rapid. Și-o trăie acolo pe 11 metri, respinge masul cu Salazar, recuperează Braganța pe bara a doua pentru Cornic, respinge de acolo Diop, vine Delf și recuperează. Așează aici pentru Jefferson, centrarea lui Jefferson pentru Luciano, așează Luciano acolo pentru Cornic. Oare a greșit aici poziționarea corpului, greșită la Cornic. Aruncă lung Henderson, însă greșit, recuperă Ruiz aici pentru Rudek în pază. Scoate mingea la apă, margine, pasă în adâncime, a trecut acolo de primul fundaș, însă Diop închide și deranjează la fantaie. Să fim mai atenți, să fim mai atenți. Ruiz. Delf. Reprimește Ruiz, scoate aici pentru Salazar. Am crezut că nu va mai prinde Salazar acolo, însă prinde acea mici. Delf. Din nou Ruiz în zonă centrală. Șut blocat. Foarte slăbut șutul aici din zona centrală lui Ruiz. Masoa cu Fornals. Pare că s-a jucat la... hai să fim atenți. Vlasic primește aici în adâncime. Vlasic, excelent Van Beek. Pare că s-a jucat la o singură poartă în această primă repriză, însă aici West Ham poate crea pericol. Vlasic rămâne acolo la minge. Masul cu vine, excelent Van Beek și recuperează. Calm, calm, ne apropiem de finalul primei reprize. Hai să ne grăbim să nu facem vreo greșeală. Primește Jefferson. Delf din prima aici pentru Ruiz. Luciano primește în zona centrală, are spațiu foarte mare. Luciano, Luciano, hehehehe. Se dă fault, se dă fault. Nu o executăm rapid. Bun aici Luciano, n-aveam continuare aici. Încercăm să-l depășim pe Urbona. Trece mingea, însă nu trece și jucătorul. Execută Luciano. Nu trebuia să mai apăsa, l-a apăsat odată și am dat un pic mai tare. Probabil dacă nu mai apăsam încă o dată, se ducea mai bine șutul. Ocazie bună aici de a face 2-0. Poziție centrală era perfectă acolo pentru Luciano, însă execuția este slăbuță. Iese Lokier foarte bine din defensivă. Joacă aici cu Ruiz, primește Cornic. Atent, Declan Rice acolo blochează și 1-0 pauză pe London Stadium. De o repriză reaptă, 62% posesie, 6 șuturi, 3 pe poartă. Am dominat clar această primă repriză, avem și 1-0, dar mai e mult de muncă, mai e mult de jucat. Să rămânem concentrați. Van Beek, foarte aproape acolo să greșească. Pasează în ultima secundă, primește Ruiz, mai departe, Bragas. Vine Antonio acolo și câștigă fizic acel duel. Antonio, vine în panzo, să dă la timp drumul acolo pe Antonio. Pasă lungă aici, Antonio pierde durul la cap de data asta, câștigăm noi. Ruiz îl găsește pe Luciano aici. Luciano în adâncime pentru Cornic. Cornic nu ajunge la acea minge. Braganța. Ruiz. Ruiz!
îl lovește aici în cap la cerșut. Se ducea bine. Se ducea bine cerșut. Foarte bine aici, Ruiz preia pe lângă Vlasici. Lovește pe urmă aici, n-avea nicio treabă bună. El lovește pur și simplu mingea în cap. Sectă Braganza acest corner. Braganza pentru nimeni, chiar respinge Diouf de acolo. Era în panzo, bun loc ieri aici, vine foarte bine și câștigă acea minge. Jefferson așează aici pentru Delph, pentru Diouf. Foarte greșită această pasă. Calmează aici Wessam, scoate la Masua Constele. Minge lungă pentru Antonio, iese Van Beek, excelent din defensivă și câștigă acel duel. Lokier, Van Beek. Delph, Ruiz, accelerează Ruiz aici, Cornic, Luciano, Diop, e atent. Foarte bun Diop astăzi, Van Beek, iese bine din defensivă. Delph, Van Beek pentru Mpanzu, primește Braganza. Scoate la margine aici pentru Salazar, un pic cam largă acea preluare, însă se descurcă bine Salazar. Braganza. Mecase acolo Ruiz, însă am pasat greșit. Cercă Braganza pentru Ruiz, din nou blocată pasa. Delph îl găsește, nu îl găsește pe Ruiz, atent Sucek acolo. Bowen întoarce la Diop, Fredericks. O nouă minge lungă pentru Michael Antonio, apreia Antonio, însă Van Beek acolo și închide. Delph în pans. Scoate la margine în pază aici pentru Jefferson, Delph, Ruiz, liber în zona centrală. Mai departe Braganza, preluare foarte lungă, vine Suce cu Sania și via pe sus. Antonio, ce pasă bună aici pentru Bowen, suntem surprinși aici, 2 versus 3, centrarea lui Bowen, scăpă prin dezlug aici. Contraatac foarte periculos, trebuie să fim mai atenți la acele pase. Poate Wessam pleca pe contraatac foarte repede. Delph scoate la margine la Jefferson, primește Cornic. Cornic se întoarce cu fața. Cornic. Excelent declarație, se rămâne însă Cornic la minge. Pasă în adâncime, ajunge mingea la apă. Ruiz mai departe pentru Delph. 2-0. Fabian Delph. Da. Da, bă, da. Bun. Bun, 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 bun. Bun aici Ruiz. Vede excelent acolo pe Fabian Delph și Delph face 2-0. A doua oară învins Henderson. A bun aici Cornic, s-a luptat pentru acea minge după câștigă acea minge deviată și ce finalizare bună are Delph aici cu stângul colțul lung în bară. Nici o șansă pentru Henderson. Bun, și Ruiz aici între trei adversari găsește această pasă, da, foarte, foarte bun. Hai să facem și noi niște schimbări. Jefferson e mort. Intră Georgen. Așa, hai să scoatem și pe Rudolf cu KMB. Și Luis Perea cu Bragans. Trebuia să scot pe Ruiz pentru că era foarte obosit încă de la pauză. Însă foarte obosit și Bragans. Recuperăm aici Ruiz pentru Perea. Perea greșește însă Salazar recuperează. Sunt foarte mulți jucători obosiți. Să încercăm să ținem de minge acum ultimele 15 minute cu topul G. Ruiz îl găsește pe Cornic aici. Cornic trece Cornic. Ruiz. Un nou tackling al lui Diop, faultează de data asta Diop. Foarte bine s-a descurcat acolo Cornic și avem o nouă fază fixă. Secută Luciano. Luciano, șut de via, acest 3-0. Ce beci, ce beci, reușim pe London Stadium. Gol superb, Luciano, deviat acea lovitură liberă. Și se duce bine, se duce bine. Ce meci, ce meci reușim pe London Stadium.
Liniște, liniște pe London Stadium, reușim să câștigăm cu 3-0. Incredibil, ce meci, ce meci. Superb, superb se duce această lovitură liberă. Bun. Luciano își arată calitatea astăzi, marchează o dublă pe London Stadium. O dublă frumoasă. Bun. Bun, a început perfect pentru noi. Știi ce? 3-0 pe London Stadium împotriva unei astfel de echipe, este clar. Un rezultat mare. KMB Delft pentru Ruiz. Primește Cornic luat pe sus de Declan Rice. Nu se dă nimic aici. Fredericks întoarce la Diop. Minge lungă pentru Ademilson. Deviază Ademilson pentru nimeni. Ruiz acolo. KMB Delft scoate la margine la Georgen, luat pe sus pe preluare de Fredericks. Fredericks din nou șoacă nu pentru Ademilson. Tentă Van Beek acolo. Lokier. Ruiz. Salazar. Luis Perea. Luis Perea așteaptă aici învăluirea lui Salazar. Vine Salazar. Hai cu centrare. Masuaku cum blochează. S-a dat fault. Bun. Nu mă așteptam să dea fault aici. Să încercăm poarta. Nu, să încercăm poarta decent. Să încercăm un colțul lung. Prinde Henderson aici. Pe centru porții să acest șut. Încă lungă Henderson, Van Beek câștigă cel de la cap, George. Lucat acolo. Am dominat partida, am arătat foarte bine ofensiv astăzi. Și până la urmă, diferența este. Da. George. Am încercat să întorc acolo. Delf. Luis Perea. Luciano. Luciano, șut blocat aici. Însă Diop ajunge primul. S-a dat fault iar. Hai să vedem dacă reușim să marcăm hat-trick-ul cu Luciano. Hai să vedem. Luciano. Luciano! Scoate Henderson de data asta. Cred că trebuia să mă dau un pic mai în dreapta. Se duce bine șutul, însă Henderson are o intervenție foarte bună aici. Putea să marcheze Luciano Petrico. Avem un corner? Nu, se mai dă corner. Oh, începe perfect. 3-0. Luciano dublă. Delf și el cu un gol. Și plecăm cu 3 puncte imense de pe London Stadium. Ce meci. Ce meci. Aveți perfect pentru noi. Defensiv am stat perfect. Ia bine, se vede 0 în partea celor de la West Ham. N-au construit nimic pe faza ofensivă. Au încercat doar mingi lungi și atât. 3-0 City, Brighton 2-2, Watford cu Everton, Norwich, Fulham 1-0, Burnley, Leeds 1-0, Chelsea, Newcastle 4-2, Liverpool 3-0 cu Villa, Leicester, Arsenal 0-1, Man United, Wolves 2-0 și Spurs, Nottingham 4-2. Urcăm în primele 10 echipe, suntem pe locul 9 în acest moment. Suntem încă în spatele celor de la Watford. Clar, obiectivul pentru acest sezon este să terminăm peste ei. Asta este obiectivul personal. Iniesta, cel mai bun jucător din Asia. Așa. Dejl declined, Rodrigo Caio declined, Gomez declined, superb. Toată lumea ne refuză. Din păcate, ce transfer ar fi fost acest Rodrigo Caio și acest Gomez ar fi fost un transfer foarte bun pentru noi. Însă suntem refuzați. Ok, trebuie să mai mergem încă o dată. Să căutăm, am nevoie de un fundaș foarte, foarte important. Cel puțin un fundaș. Un fundaș care să coste undeva la 5 milioane maxim.
Da, lăsăm așa 5,99. Hai să dăm overall rating. Da, acest Deijl care ne-a refuzat pe noi mai devreme, 88, poate juca și ca fundaș central, 25 de ani, însă ne refuză. Că trebuie să mergem mai departe atunci. Rodrigo care ne-a refuzat și el. Lopez are 33 de ani. Feldman 30, Mustafi 30, Coclan, nu, Gomez, acest Gomez ne-a refuzat și el mai devreme, Mekele, belgian de la Bruges, 79, cât costă? Foarte mult, se pare că suntem în negocieri. Nu suntem în nicio negociere, prietene, pentru că am fost refuzați de băieții aia mai devreme. Așadar, nu negociem cu nimeni. Tovan, cel mai bun jucător din America de Sud. Florian Tovan. Ia să vedem. Watford ne vrea pe bancă. Nu. Nu. Nu, mulțumim. Surprinzător, deși Watford merge foarte, foarte bine. Avem o nouă ofertă de la Wolves, Spartak Moscow, Watford, Juan Caio. Oferte primite de Rooney. Așa, hai să vedem dacă găsim pe cineva. Am nevoie măcar de un fundaș central. Kahneman 31. Acest Mekele 29, he's not impressed. Deci dacă jucătorul nu este interesat să vină, degeaba încercăm noi să negociem. Spahic e liber de contract, 79, acest Spahic vrea să vină la noi, hai să-i oferim contract. Bun. Ar fi un transfer senzațional, 79 pentru acest Spahic. 1,88 m, 29 de ani, arată destul de bine pentru o echipă de Premier League. Poate fi senzație. Să vedem, poate mai găsim vreun jucător. Verman poate juca și fundaș central, dar este mijlocaș central. Alonso, Destroyer, 78. Mai este acest Leo Pereira, a foarte mulți brazilieni, ia să vedem, e interesat, he's not impressed. Leo Pereira, he's not impressed. Mergem mai departe. Diaz, hai să vedem, he's not impressed. Superb, foarte greu să găsim jucători care să fie interesați să vină la noi, ia să vedem, DVF, he's not impressed. Știu că are un potențial foarte mare. Hai să-i dăm așa la Brâja, la Caterinca un contract, vedem dacă vrea să vină. Mamana, he's not impressed. Lui Ndima, he's not impressed. Matio, no. Danilo Barbosa, mijlocaș de la Sevilla. Poate juca și fundaș central, însă nu. Moisander, 37 de ani, 78, nu. Christopher Ayer vrea să vină, însă în clubul nu prea ar vrea să renunțe la el. Hai să vedem. Ar fi un transfer foarte bun, Christopher Ayer, să-l luăm de la Brentford. Pe echipa în Championship pare trădat. Ar fi un transfer foarte bun pentru noi. Lianco e liber de contract? Nu, nu e liber de contract. Am avut impresia că e liber de contract, însă nu. De la Southampton ar fi și el o soluție destul de interesantă. Hai să vedem, deocamdată nu mai putem negocia cu alți jucători. Mergem la următorul meci, jucăm la Forest în deplasare. O echipă nou promovată, la fel ca noi, e 4-2-3-1.
Schimbăm ceva? Nu schimbăm nimic. Suntem ok din punct de vedere fizic. Hai să dăm drumul la treabă. E un început de episod foarte, foarte bun. Hai să-l continuăm pe același ritm. E clar, nu va mai fi același rezultat ca la meciul trecut cu West Ham. Probabil Nottingham se va apăra mult, mult mai bine și va încerca să lovească pe contră. West Ham n-a jucat nimic și până la urmă rezultatul a fost meritat pentru noi la acel meci. Mergem la Forest. O echipă cu care am promovat împreună în acest în sezonul trecut din Championship. Două echipe nou promovate. Nottingham, o echipă cu o vitrină mult mai importantă față de noi, cu trofee foarte importante, chiar și Champions League de două ori, dacă nu mă înșel eu. Câștigătoare de Champions League, Nottingham Forest. Hai să dăm drumul la treabă și să continuăm ceea ce am început în meciul trecut. McKenna joacă cu Voral. Trimite în dreapta la Yuri Ribeiro. McKenna, Yuri. Pasă frumoasă aici la Dragăr, schimbă partea. Voral. Minge lungă pentru Nuno da Costa. E atent acolo, Lockyer blochează. Van Beek scoate la margine la Salazar. Lockyer pentru Van Beek. Ragans găsește pe Împanzu foarte bine acolo. Bună pasă pentru Ruiz, însă e blocat imediat acolo. João Carvalho a blocat acea pasă. Nuno da Costa primește, Nuno da Costa întoarce la Loli. Loli la margine pentru Yuri Ribeiro. Excelent, Salazar recuperează aici și putem pleca pe o contră. Luciano joacă cu Cornic. Cornic scoate la margine aici pentru Salazar. Are spațiu foarte mare pe Salazar. Întoarce la Cornic. E greșit acea pasă. João Carvalho pentru Nuno da Costa. Poate fi o contră periculoasă aici. Joacă cu Loli înapoi. Carvalho. Nuno da Costa. Nuno da Costa. Scoate sluga. Excelent aici. Ce bine începe Nottingham Forest. Mă așteptam la un alt fel de meci și vedem cât de bine începe Nottingham Forest. Prima ocazie le aparține. Am avut și noi acel contraatac mai devreme, însă pasa înapoi greșită total. Secută Yuri pe bara a doua, nu reușit să blocăm acolo. Ce ocazie aici. Îi salvează din nou sluga. A rămas mingea acolo în... A finalizat aici jucătorul, scoate sluga. Se dă 6 metri. Bun. Se pare că jucătorul celor de la Nottingham a finalizat foarte prost peste poartă acolo. Crezut că sluga a scos acel șut. Bragans primește Salazar, bună pasă asta pentru Luciano, joacă cu Ruiz, Ruiz, ce gol! Bun, bun, da, ce șut prinde Ruiz aici, senzațional, deschidem scorul și în deplasare la Forest, Ruiz, șut perfect. Și da, Luciano acolo, vine Ruiz din linia a doua și prinde un șut fenomenal. Da, sluga ne-a ținut în meci și la prima șansă deschidem scorul. Da, cât de bine așează aici Luciano, portarul un pic ieșit aici, învins de acest șut al lui Ruiz. Da, a cerut foarte bine aici, Ruiz vine și pasă foarte bună și șutul este perfect în vinclu. Bun. 1-0. Ce avem perfect și acest meci. Vorul joacă lung pentru Nuno da Costa. Atent acolo în panzu. Câștigă acea minge. Cornic. Lucian. Din nou pentru Cornic. Să închid acolo cei de la Forest. Samba. Joacă lung Samba pentru Nuno da Costa. Van Beek e prezent acolo. Lockyer, Braganza pentru Împanzu, Împanzu pentru Ruiz, vine Delph și ajută și el pe construcție. Din nou Ruiz pe spațiu liber, excelent McKenna. Da! Ruiz,
Ruiz! 2-0! 2-0! Ce execuție! Ce execuție are Ruiz! Boom! Boom! 2-0, 1-21 la Forest în defensare. A greșeală în defensivă aici. După ce Ruiz e blocat perfect, greșește fundașul, recuperează Delf, iar șutul lui Ruiz se duce perfect. Samba n-are nicio reacție aici. Ce început de meci. Ce început de meci. Începe pe Forest foarte bine, însă după noi reușim să dăm lovitura. Cât de frumos finalizează Ruiz aici, cu efect, nicio șansă pentru Samba. 2-0. Samba, Rio de Janeiro. Reușim 20 de minute senzaționale și în acest meci. Prime 20 de minute perfecte. Atent. Foarte bun acolo în defensivă, Lockyer. Câștigăm din nou mingea destul de repede. Altceva. Arată altceva această echipă. Elegansa Ruiz pentru Salazar. Luciano se toace cu fața. Luciano! Nu! Ce finalizare frumoasă a lui Luciano. Să scapă Samba aici. Salva de bară. Jefferson ține bine de minge aici. Jefferson. Centrează Jefferson pe bara a doua. Luciano! A fost și ușor aici. Bun. Bună faza. Însă nici n-a ajuns la timpul lui Luciano aici. A fost și offside. Ce execuție a avut Luciano mai devreme. Execuție de brazilian. Însă salvat Samba acolo de bar. Delf. Deja pe Nottingham se așează liniștit în defensivă. E clar, vede că nu poate să țină fața echipei noastre. Jefferson întoarce la Delf. Delf. Și așează mingea Delf pe șut. Încearcă colțul lung să pe lângă poartă. 66% posesie. Arătăm foarte, foarte bine. Ne respingem din nou de acolo. Sau pentru Loli. Întoarce la Yuri. Bun, Braganza. Recuperăm din nou foarte bine. Apasă pentru Ruiz. Salazar pentru Luciano. Pleacă acolo Cornic să se oprește. Chidevoral. Samba. Nu lung pentru unul la Costa. Reușim să recuperăm din nou, însă pasează de greșit. Yuri Ribeiro. Loli. Yuri. Întoarce la Mken. Joacă lung acesta. Lockyer respinge de acolo. În pans. Delf. Cornic. Hei. Se lasă avantaj. Luciano se întoarce cu față. Luciano. Excelent Mkena. Exact, mă pregăteam de șut. Întoarce Da Costa la Joao Carvalho. Pasă în adâncime aici pentru Da Costa. Ieșim pe sub. Ce pasă. Ce pasă a dat acolo Joao Carvalho. Iar Da Costa finalizează cu gol aici. Da. Foarte simplu această fază, minge lungă, întoarce Da Costa, o nouă minge lungă, Lockyer se bagă sub minge aici și Da Costa îl învinge pe Zluga de data asta. 2-1, înainte de pauză. Am avut situații de a închide meciul, de a termina acest meci. Da, Delf, Luciano, pentru Ruiz, scoate Samba. Când vine, accelerăm acolo, pasă superba lui Delf, deviază Luciano perfect, Ruiz încearcă de prima să Samba apără de data asta. Ce meci frumos, resping cei de la Forest, Salazar recuperează. Centrează Salazar aici pentru Cornic, Cornic nu reușește să finalizeze acolo. Se termină prima repriză.
2 la 1 la Forest în deplasare. Ruiz o dublă foarte frumos. This is Nottingham, dar pe tabelă este doar 1 pentru Luton Town. Luton Town, come on you haters. Haideți băieții. Ce pe repriza a doua, se strânge un pic meciul acum cu acest gol marcat de Forest. Din nou Forest se retrage la rând, toți jucătorii în defensivă. Va încerca probabil din nou contraatac. Ăsta este stilul de joc arătat în prima repriză. Primește Jefferson. Jefferson, centrare deviată, Voral atent acolo. Dragher întoarce la Voral, ies bine aici, João Carvalho. Joacă lung pentru Nuno la Costa, deviază la Costa, Salazar se curcă aici în minge, însă pasează bine până la urmă. Van Beek pentru Delph, Ruiz, nu, joacă Ruiz acea minge, pasă pentru da Costa, da Costa pentru Loli, spațiu foarte bun aici pentru Loli, vine Salazar să închidă, aici e Salazar, nu, rămâne Loli la minge aici, vine Bragasa. Chiriusule, te înjuri aici, nu? Pentru ce-i da fault aici? Ia-l dăgăt, ia-l dăgăt. Pentru ce-i da fault? Pentru ce-i da fault aici? Tu știi cum am jucat mingea? Nu pot să cred, a dat penalti. Păi nici n-a fost în suprafața de pedeapsă. Cum a dat penalti, penibilule? Hoție pe față. Hoție pe față. Carvalho face 2 la 2. A, nici dacă ghigeam colțul aici, nu avea nicio șansă la acest șut. Se duce sub transversală. A, vedem aici. Bă, nici măcar nu e în suprafața de pedeapsă, mă. Pentru ce a dat penalti, mă, băiatul? Ce să vedem, nu mă arată reluarea? A, nu cred. Nu arată penalti, mă. Revine Forest de la 0-2. Lucian. Întoarce bine Lucian, o pasează cu Cornic. Pasă aici pentru Delph, închide Dragher. Carvalho, da Costa, calcă aici da Costa, Loli. Revine în dreapta la Dragher. Liber acolo, Dragher are spațiu foarte mare. Excelent Jefferson, recuperăm. S-a schimbat total meciul. Am avut șanse, cum spuneam, și mai devreme. Darwis. 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 Ruiz face Hedrigol la 3-2. Am avut șanse să închide meciul, l-am făcut-o. Și revine Nottingham Forest în meci de la 2-0. Bun aici, Ruiz face 3-2. Foarte bun contraatacul. Hedrick pentru Ruiz. Ce meci, ce meci reușește Ruiz. Pasă bun aici în centru, ține bine de minge. Protejează bine aici și face încă o dată mingea și șutul la colțul lung. Samba n-are ce să facă. Hai să fim mai atenți defensiv pentru că era să dăm cu piciorul acestui meci. Încă nu e nimic jucat, dar să rămânem concentrați. Ce drept, mă simt furat la acest meci. A dat un penalti băiatul ăsta, penalti care n-a fost. Bine, și lovitura liberă dacă dătea din poziția aia era foarte periculos. Era o poziție foarte periculoasă și se putea marca, însă să dai penalti când jucătorul nu are nici măcar un picior în suprafața de pedeapsă. E prea mult, prea pe față. Van Beek pentru Jefferson. Delph, din nou Jefferson. Ruiz întoarce aici pentru Împans. Bragans. Preia Bragans. Găsește pe Cori, Harry Cornic. Vine Bragansa și reprimește Bragansa la prima vară. Nu apare nimeni acolo.
Crezut că Luciano va ataca și el la acea primăvară. Am dat centrale și șutat, însă n-a apărut acolo nimeni. Recuperăm din nou acea minge lungă. Jefferson joacă cu Delph, preluarea lui Delph, așează pentru Cornic. Mai departe pentru Luciano, l-a atins pe picior adversar, acea pasă, altfel Lucian rămânea singur cu Samba. Greșesc cei de la Forest, pasă pentru Ruiz, greșește și Ruiz aici, pierde destul de ușor. Trebuie să schimbăm ceva la următoarea întrerupere, pentru că sunt ceva jucători epuizați. Mai sunt 15 minute. McKen vor joacă lung aici pentru Da Costa. Pasă superbă pentru Da Costa. Da Costa închide bine până la urmă. Cât de ușor ne desfac cei de la Forest prin aceste pase lungi. Cornic. Se întoarce Cornic, vine aici și primește Delf. Pasă în adâncime pentru Ruiz, pasă în fața porții pentru Luciano. Ce fază! Luciano face 4-2. Ce fază frumoasă aici, cât de frumos îi scoate. Spectacol la Forest, 6 goluri, 4 marcate de noi. Cât de frumos îi desfacem aici. Cornic, gendru pentru Delf. Mai departe pentru Ruiz, superbă pasa. Iar Ruiz îl găsește pe Luciano cu poarta goală. Superb, superb golul. Excelent Ruiz aici pentru Luciano. Și Luciano marchează din nou. Excelent meciul făcut de Ruiz astăzi. Hat-trick plus assist. Ce meci. Suntem foarte obosiți. Iese Ruiz, intră Mateu Sanjos. Hai să scoatem atacanții. Vină și Orellana intră. Foarte obosit și Salazar acolo în dreapta, însă adică trei schimbări la dispoziție. Schimbăm atacul pentru că au dus greul astăzi cei de acolo din față. Iar dacă Cornic nu a marcat, a avut un meci bun și el. Bragans le primește Salazar, pasă în centru pentru Mateus Sacos. Se întoarce Mateus, duce mingea în stânga la Jefferson, din nou Mateus. Pasează aici pentru Braganza, Braganza pentru Wiener. Wiener peste poartă. Ocazie mare aici, ocazie mare aici. Mai avem de lucru la finalizare. Așa, 61% posesie. Meritată victoria din nou, că am dominat acest meci. Adversarul a două faze până la urmă, de fapt una creată foarte, foarte bine, a doua clar împinsă de arbitru în suprafața de pedeapsă, acea lovitură liber. Mateu Sanjos în dreapta pentru Salazar, închide fundașul acolo. Minutul 89. Primește Mateus centrare aici pentru Cornic, resping cei de la Forest. Bragasa scoate Samba. S-a întins foarte bine Samba aici. La Samba Rio de Janeiro, excelentă echipa noastră în fața lui Samba. Mateu Sanjos Wiener primește Delf, reprimește Wiener, nu, acolo am închis de acolo. Da, ne-am descurcat senzațional la Forest. Ruiz se distrează. Se distrează cu Samba Ruiz astăzi și plecăm cu 3 puncte din nou, foarte, foarte importante. Da, începe perfect. Brighton West Ham 1-1, Everton City 1-1, Fulham Watford 0-1. Leeds Norwich 1-3, Newcastle Burnley 0-0, Villa Chelsea 0-2, Arsenal Liverpool 0-1, Wolves Leicester 3-1 și Tottenham Man United 2-4. Rămânem pe 9, rămânem sub Watford, locul 6 în acest moment. Watford face ce face Watford, mai câștigă cât un meci. Da, senzațional sezonul pentru Watford până în acest moment.
Naismith se retrage la sfârșitul sezonului. Asta nu mă așteptam. Banzo se retrage și el la sfârșitul sezonului. Păi câți ani are un Banzo, mă, Mâncăuș? Câți ani ai un Banzo, tată? Unde ești? Asta e o știre la care nu mă așteptam. Putem să vedem și noi câți ani are un Banzo? Se pare că nu. Da, dacă te decizi omul să se retragă, acum ce pot eu să-i fac? Ce pot eu să-i fac? A, nu ne interesează, refuzăm acele oferte de antrenor la alt club. Vin ceva transferuri? Se pare că da. Cine e acest băiat? Hai să vedem. Avem un transfer. Prezentăm deja un jucător. Sper că e băiatul liber de contract, ar fi senzație. Dar de fapt nici n-am confirmat, abia i-am oferit doar contractul. Dar cine e băiatul ăsta? Mă interesează. Mid-season review, ia să vedem cum ne prezentăm. Uite, Lat Morgusto. Se pare că băiatul ăsta nu e mulțumit aici, nebun. Păi suntem o echipă nou promovată aici, nebun. Da, se pare că dătea așa din cap. Facem ședința pe hol, ceva nu e în regulă. Pleacă Teixeira, pleacă Gere, pleacă Wiener, pleacă Harrington, pleacă Mogrici, pleacă Zlezacek, pleacă Bri, pleacă Bradley, vine Nathan, Diaz, vine și el. Sanchez și Angel expiră contractul. Cornic și Luciano în echipa lunii. Bun, deci trebuie să mă uit neapărat la Borja Sanchez și Angel Rangel. Ia să vedem. Oh, da. Ne vine Goran Pandev la echipa de copii și la ducem direct la prima echipă imediat. Ninkovic, 71, deja are 15 milioane cotă acest copil. Pe la duc instant, ești nebun și e bun pe lista transferului. Mai acest Yom Ki-hun, nu mai putea să semnăm. Para, 9 milioane, Kobayashi. Avem copii foarte, foarte importanți la Academie. Avem copii cu calitate foarte mare. Deja costă foarte mult aceștia. Semnăm cu Diaz, fundaș stânga, și Nathan, 76-75 pentru cei doi. Deocamdată n-am primit, să vedem Spahić ce face. Ar fi un transfer senzațional, Spahić. Divev, n-am primit încă răspuns. Aier, deocamdată n-am primit răspuns. Să dăm înainte. Mergem la ultimul meci de astăzi, nicio știre. Goran Pandev. Ce frez. Da, cum să-i faci freza aia? Cum să-i faci freza aia, bă, băiatule? A, mai ales că el are 17 ani. Da, uite. Goran Pandev vine de la Academie. Poate fi o soluție bună acolo. Se pare că negocierile cu Aer sunt pe un făgaș foarte bun. Să vedem dacă și reușim să semnăm cu el. Spahić, nu pot să cred. We dropped the ball when deciding the contract. It seems our offer was way off what the player was looking for. Nu i-am oferit pe 3 ani. Dev declined. Este, băi, Christopher Ayer semnează cu noi. Bun, reușim un transfer destul de important totuși. Păi, dacă venea și Spahić, era senzație. Era senzație, dar vine Pandev, vine Ninkovic. Voi vrea să-l
Să-l pun pe Nikovic imediat pe lista de transferuri. Hai, nu pot să cred că Spahić ne-a refuzat. Asemnăm cu aer. Bun. Ninkovic. L-am adăugat deja pe lista de transferuri. Așa se pare. Nu pot să cred, nu pot să cred că ne-a refuzat Spahić. Hai să facem niște schimbări acolo pe bancă, pentru că au plecat jucători, au venit jucători și îl aducem pe Goran Pandev pe bancă. 73 deja Goran Pandev. Ce jucător primim. Vine și Nathan, 75. Putem zice că ia pe locul lui Orean acolo. Așa, Diaz, 76 peste Jefferson pe care îl avem acum. Așadar, jucători foarte, foarte buni. Vine Diaz direct în primul 11. Deocamdată nu știu ce să fac cu acest Nathan. Este dreptaș. Cred că poate fi o soluție mult mai bună decât Cornic, dar deocamdată nu-l aruncăm acolo în primul 11. Din păcate trebuie să mă descurc fără Mpanzu și trebuie să-l aducem pe KMB acolo în primul 11. Trebuie să-i facem locul lui KMB. Așa. Și cam astea ar fi deocamdată schimbările cele mai importante. Vedem, poate voi mai putea să-i ofer încă o dată contract lui Spahić. Ar fi o achiziție foarte, foarte importantă. Da, deja legăm o echipă foarte, foarte bună. Deja începem să arătăm a echipă importantă. Transferuri bune făcute de noi, zic eu. Mai vine și de la Academie calitatea acum. E clar, vom arăta mult, mult mai bine sezonul viitor. Cu siguranță ne vom dedica la un alt nivel. Mergem pe American Express Community Stadium din Brighton. Un stadion pe care se câștigă greu. O echipă care, nu știu dacă va încerca o posesie prelungită, dar o echipă care va arăta mult mai bine față de ce am întâlnit în primele două meciuri. Hai să dăm drumul la meci și să vedem dacă ne descurcăm la fel de bine. Bisuma. Ce jucător. N-avem noi bani de Bisuma. McAllister pentru Mopei. Să întoarcem Mopei cu fața excelent acolo Lockyer. KMB. Ducem mingea în stânga la Diaz. KMB reprimește Ruiz. Mai departe Braganza în dreapta Salazar. Luciano, l-a lovit mingea în călcâi acolo. Luciano! Ajunge mingea la Ruiz să șerpen prin acest șut. Tori Clanty, Alzate. Începem bine. S-a avut o situație bună din aria aia să încercă să profită. Ok, el se poziționează bine aici. Acum e greu să mai renunț la Lockyer. Are clar Christopher Ayer ne va aduce o calitate mult mai mare acolo. Va fi mult peste el. Și vedem, poate găsim o soluție mai bună și pentru Van Beek acolo. Luciano! 1-0, început perfect. Bun, bun Luciano aici, ce șut prive. Începem bine și acest meci, 1-0. Destul de repede, minutul 12. Ani se acordă spațiu aici, spațiu și timp. Vedem cât de departe era fundașul de Cornic.
Aici Luciano poate face ce vrea. Are tip să-și preia, are tip să-și așeze acea minge. Verman vine foarte târziu să acopere, însă deja era târziu când a venit el. 1-0. Bun. Abia aștept să-l folosesc pe și pe Goran Pandev, dar mai degrabă va fi acolo în locul lui Luciano. Nu avem de ce să renunțăm la Luciano, este într-o formă foarte, foarte bună. McAllister pentru Mopey. Mopey se toace cu fața, vine Salazar și blochează. Iacu de contraatac Salazar. Bun, Salazar îl vede aici în zonă centrală pe Ruiz. Ruiz peste poartă să șoferă. Bun. Bun contraatacul, duce foarte bine mingea acolo la Ruiz în zonă centrală. Se descurcă bine Ruiz să șuteze prea tare. Apare că reușim să marcăm foarte ușor acum. E clar, calitatea jucătorilor este una bună, însă ne-a luat ceva timp până s-au acomodat jucătorilor noștri. Luciano, Ruiz, la abia acum își arată calitatea pe cei doi lochier. Calmo aici pentru Bambeck. Numește Delf. Delf joacă la margine pentru Diaz. Diaz surprins aici. Pasă în centru. Luciano nu câștigă acolo de la cap. Modăr vine bine și câștigă acea minge. Ruiz se recuperează. Luciano. Conic. Vine bă Diaz aici în stânga. Diaz. Am încercat o centrală și uitat că se e blocat de Lampi la timp. Mori a luat pe sus aici de Van Beek. KMB pentru... Haide bă, Delf. Haide bă! Mori întoarce la Alzate. Pasă în adâncime aici pentru Mori. Vine bine pe Lockyer și închide acolo. Că Lamptey Bissouma. Bun, Ruiz aici recuperează. Luciano. Din nou Ruiz. Cornic lasă acea minge, îl depășește pe Lamptey acolo. Cornic centrale la prima vară prin deșerpen. Din nou Luciano atacă acolo pe prima vară. Joacă lung Sherpen pentru McAllister, câștigăm de la cap și KMB recuperează. Aseamănă destul de mult KMB cu Mpanzu, poate și o calitate de plus pentru KMB. Clar are plus 5 OVR, are 71 KMB. Sper să ajute acolo la mijloc și să îi ia locul lui Mpanzu foarte bine. Bun, Ruiz aici se întoarce cu fundașul în spate, joacă în dreapta la Salazar, din nou Ruiz, Delf. Delf pasează greșit, atent acolo, Lamptey recuperează, Mori, McAllister, mai departe Mopey în dreapta pentru Lamptey, Lamptey în adâncime aici pentru Mori, Diaz surprins, Mori în centru pentru McAllister, scoate sluga. Ocazie aici pentru Brighton, contraatac foarte bine dus de Brighton, McAllister aici blocat de sluga. A posesie din nou aproape de 60% pentru noi. Prima oară încercăm să lovim mingea. Ne lovește mingea în cap, practic. Rămâne deasupra lui Van Beek și îi cade în spate. Absolut senzațional așa zic. Autogol, de fapt. E incredibil ce a făcut Van Beek aici. Autogol de cascadorii râsului.
Și Brighton revine în meci printr-un autogol. Oh, nu, ce greșeală am făcut acolo, Mopei, la KM. Delf. Primește Cornic. Lucian. Lucianu pentru Cornic. Ruiz. Așează Ruiz aici pentru Lucianu să închide bine acolo Belmont. Alzate. Duffy. În stânga la Cucurea și un pas. Începem perfect, însă amargăm noi și proprie poartă pentru adversar. Luciano. Luciano pentru Cornic. Duffy atent acolo. Velma. La drumul la timp cu Cucurea. Ah, bun pressing-ul, bun pressing-ul, degajează Sherpen pentru Mori. Mori întoarce la Bissouma, pasă în adăcime pentru Mopei, câștigăm de la cap acolo, Braganza depășește pe Modder foarte bine acolo, lasează Braganza, liber, haide bă, dacă intra de virea asta pentru Luciano, rămânea singur acolo Luciano, pasă lui Bissouma, prima pentru Modder. KMB vine acolo să închidă, joacă în lung de linie pentru Mopei. La Mopei în centru la Modder. Se dă fault aici prea ușor. Prea ușor acest fault. Și poate fi o situație bună aici pentru Brighton. Centrare în fața porții! Mopei pe lângă poartă. Ce ocazie aici, ce ocazie aici, singurel Mopei acolo pe 6 metri. Putea să dea lovitura Brighton aici, putea să întoarcă scorul. La două faze fixe puteau să întoarcă tabela pentru Brighton. Primește Ruiz, Braganza în dreapta la Salazar. Ia Salazar, vine cu Cucurea să facă pressing, Braganza, se descurcă bine Braganza. Îl găsește pe Luciano în offside. A, mult mai bună clar Brighton, ne-a pus ceva probleme. A ce drept dacă nu marcam noi autogolul ăla, era că 1-0 pentru noi. Cornic blocat aici, Cornic iese bine din defensiv acolo. Velma din nou. Bun, KMB, foarte bun tackling-ul. KMB pentru Cornic, bună pasa, Cornic. Excelent, Duffy, ce tackling. Ce tackling a avut Duffy aici, blochează perfect acea mingi. Delf, pasează direct cu adversarul aici. Velman pentru Duffy. Lamptey. Da. Da, bun pressing-ul. Harry Cornic. Recuperă. Vine Delf acolo. Delf pentru Luciano. Și blocat. Alzate. Joacă un pentru Mopei. Vine KMB și închide. E foarte bună calitatea lui KMB la recuperare. A recuperat câteva minci foarte, foarte ușor. Vine pe Diaz în viteza aici, însă pe Lamptey se descurcă bine acolo. Recuperăm. Luciano. Luciano lovește bara aici. Din nou Luciano scoate portarul cu piciorul aici. Da. Braganza. Ruiz. Ruiz. Se dă fault. Doamne, ce ocazie a dat aici, lovim și bara, scoate portarul cu piciorul. Hai să vedem, Luciano are o șansă bună aici. Luciano. A fost Ruiz. Scoate, scapă Brighton aici, scoate cu capul acolo în fundaș. Scapă Brighton aici de o situație foarte bună, execută din nou Ruiz. Ruiz respinge Feldman. Recuperează Mopei. Întoarce la Feldman. Feldman pentru McAllister. Mopei. Pleacă pe contră pe Brighton.
cu Coreea în adâncime aici pentru Murray. Murray se desprinde acolo. Murray prinde Sluga. Da. Da, Sluga, tată. Bun Delf aici. Delf se desprinde de McAllister. Joacă cu Cornic. Cornic se întoarce cu fața. Ce tehnic. Ce tehnic. McAllister îndreaptă pentru Murray. Lamptey. Murray din nou. Vine Diaz și recuperează. Să vedem dacă putem creiona un contraatac bun aici. Delf așteaptă pe Epă. Nu, am vrut să joc. Da, Pericone! Ce greșeală fac cei de la Brighton în defensivă și Harry Kornick marchează pentru noi. Ce greșeală acolo în defensivă. Bun, bun urmărit Harry. Albă, ce o comite noi în defensivă, o comite și Brighton. Bun. Se lovesc aici Bissouma și cu celălalt fundaș cu Duffy. Se lovesc acolo cap în cap și Cornic. Eu am vrut să joc la margine aici cu Diaz. Până la urmă a ieșit foarte bine faza, pentru că cei de la Brighton s-au încurcat acolo. Harry Cornic rămâne singur cu portarul și îl execută. Hai să vedem noile transferuri la treabă. 2, 4, 5 jucători morți. Intră Pandev și Nathan în atac. Salazar, pentru că nu l-am spus data trecută. Foarte obosiți, foarte obosiți la acest meci. N-am dus benzina, nu am dus pentru toate cele 3 meciuri astăzi. McAllister. A intrat Pandev acolo în atac, hai să vedem dacă vom avea un atac. Primește Murray acolo, în bandă, Diaz blochează. Să vedem dacă vom putea să finalizăm o fază cu Goran Pandev sau Nathan. Jucătorii buni. Gros se lasă cu șut, respinge Sluga. Surprizător aici, Gros încearcă șutul de pe loc. Se duce bine șutul, să Sluga are o intervenție bună. Bun, bun. Corner aici pentru Brighton. Execută din nou Gros. Să fim atenți, Gros pe bara a doua, respinge ca în vede acolo. Nathan poate pleca pe contraatac. Haide Nathan, tată. Bun, are viteză bună Nathan. Vine însă cu Coreea acolo și îl blochează. Nathan pune pe corpul foarte bine cu Coreea. Se descurcă Nathan însă cu Coreea până la urmă câștigă pe cea mici. Milicevic, Mopei. Bun, Lockyer. Găsește pe KMB. Delf. Ruiz din prima aici pentru Nathan, joacă cu Goran Pandev. Goran Pandev! Șut slăbuț, șut slăbuț aici lui Pandev, se dă fault însă la Nathan. Hai să încercăm direct poarta, de ce nu? Secută Ruiz, nu s-a dus departe deloc. Poate fi o nouă victorie. Intrăm în prelungiri la Brighton. O nouă victorie pentru echipa noastră. Reușim astăzi, până la urmă, 3 meciuri foarte, foarte bune. Pasă în adâncime aici pentru Connelly. Atent Van Beek. Diaz joacă lung aici pentru Nathan, însă nu are nicio șansă acolo cu Duffy. Azate. Mai are un atac aici Brighton. Mopei, Mopei! Da, se egaleze Mopei aici cu 10 secunde înainte de final. Nu știu de ce am jucat mingea aia lungă. În loc să țin de minge, să țin de posesie, mai oferim o ocazie celor de la Brighton. Are un loc că vă pe aici șotează slăbuț. Scăpăm și putem. Da, mergem cu 3 puncte și de la Brighton 3 victorii în cele 3 deplasări astăzi. Episod perfect pentru băieții noștri.
Era să dăm cu piciorul la Brighton, ne-am marcat autogol, însă până la urmă calitate mult mai mare pentru noi. Am arătat bine și în acest meci. Everton, West Ham 0-3, Fulham City 0-2, Leeds Watford 1-0, Newcastle Norwich 0-1, Villa Burnley 0-2, Arsenal Chelsea 0-2, Wolves Liverpool 0-1, Spurs Leicester 1-4 și United Nottingham 4-2. Urcăm pe locul 6 în acest moment, ajungem la 7 victorii în acest început de fapt mai început de campionat, e deja mijlocul sezonului, suntem acolo sus, e bine, luăm fața celor de la Watford, ceea ce este și mai bine. Bun. Să vedem, avem negociere, nu, de fapt îl prezentăm pe Christopher Ayer, un transfer foarte bun pentru noi. Cu siguranță Ayer va aduce un aer mult mai important acolo în defensivă. E un fundaș central foarte, foarte bun. E mult, mult peste ceea ce avem noi în acest moment. Sper eu să ajute foarte mult Ayer la ceea ce ne propunem noi, în special din sezonul următor. Pe bune, se pare că ne ceartă că deja am cheltuit foarte, foarte mulți bani și zice că ar trebui să fim mai atenți la transferuri, zice el. Cornic este dorit de Lens, Luciano este dorit de Nottingham, Russo este interesat și e interesant cel pentru o echipă. Așa, să vedem ce au mai găsit scouterii noștri. Azeti, goal poacher 7-7 de la Celtic, arată foarte bine acest băiat, 3 milioane și un salariu destul de micuț, 77-26 de ani, să ne anunțăm la Cornic, interesant, da? 7-7 acest băiat. Să vedem ce ofertă am primit pentru Cornic prima oară. Torres, 75, argentinian, 27 de ani. Și foarte ieftin. Foarte ieftin acest Torres. Îl aduc cu ochi închiși. La 75 celui. Ia să vedem. Ayer semnează cu noi. Luciano este dorit de Nottingham. 2 milioane oferite de Nottingham și ofertă pentru Oriana. Pleacă Oriana până la urmă. Așa. Ofertă pentru Cornic de 700.000. Are 69 Cornic. E clar, a fost un jucător foarte important pentru noi, dar trebuie să trecem la următorul nivel. Renunț la el. Sper că mai avem o ofertă. Pentru cine? Luciano. Nu renunța la Luciano deocamdată. Oriana am acceptat. Cornic, ofertă pentru Russo de 3 milioane. Du-te, tată. Și hai să mergem să... aducem pe acest Ajeti. Așa, să-i dăm un contract pe 5, pe 3 ani, pardon. Și aș vrea să mai încercăm o dată să i oferim contract lui băiatul la unde ești, tata. Nu. Colarov e liber de contract, Fernandinho e liber de contract, dar nu sunt foarte bătrâni. Acest Spahic. Vreau un salariu decent pe un an de zile. Da, de ce nu? De ce nu? Dacă tu vrei un an de zile, un an de zile, prietene. Coșen e liber de contract.
Așa, să ne mai găsim ceva liber de contract. 29 de ani acest Cilian. 78 liber de contract și el. He's not impressed. E bine, mă, dacă nu ești impresat, ți-am dat salariu maxim. Vedem dacă vrea să vină. Așa, mai acest Rodrigo Becao. Foarte interesant acest jucător. Dar nu. Așa. Cel Diaz ne-a refuzat. Bun. Ne-am mișcat foarte bine, zic eu, pe piața transferurilor. Am făcut și o mutare foarte importantă. Torres acceptă și vrea să vină la noi. Aieti vrea să vină la noi. Spahic vrea să vină la noi. Diaz declined. A primit oferta pentru Lokier de la Millwall. Interesant. Și pentru că și așa vrem noi să facem loc noilor jucători. Ia să vedem ce oferta avem pentru Lokier de 518.000. Acceptăm. Acceptăm și această ofertă pentru Lokier. Pentru că vine Spahic acolo. Da. Vine și Diaz, 78 pentru acest fundaș central. De fapt nu, Diaz ne-a refuzat, se pare. Vine Aieti în atac și Torres, mijlocaș central. Bun, ce transferuri reușim și mai avem 11 milioane buget în acest moment. Să vedem cum va arăta echipa noastră de acum încolo. Clar, Ayer vine direct în primul 11, în locul lui Lokier. Așa. Cam atât. Da, cam atât schimbăm deocamdată. Ninkovic poate veni și el acolo pe bancă. Dar e clar, va prinde, nu va prinde echipa, e foarte greu să prinde echipa. Așa, Burke, Jefferson, da, arată foarte bine echipa. Trebuie să mai aducem ceva jucători de la Academie. Ia să vedem ce mai avem acolo. L-avem pe acest Yom Ki-hun. Are cotă de 15 milioane deja. Para, nu mai putea să mai semnă, 9 milioane, 8 milioane, Kobayashi. Ce jucători avem la Academie? Un episod excepțional pentru noi. Am început superb, 3-0 pe London Stadium cu West Ham, 4-2 la Forest și 2-1 la Brighton. Vin și ceva transferuri, vin întăriri în iarnă și vom arăta din ce mai bine, sunt sigur de asta. Întâlnim Everton data viitoare acasă, Fulham în deplasare și Leeds United acasă. Arătăm foarte bine, arată și clasamentul senzațional pentru noi în acest moment. Suntem acolo în prima parte a campionatului, suntem pe locul 6 în acest moment. Bun, bun, încheiem aici acest episod, prieteni, în sfârșit am luat fața celor de la Watford, în sfârșit suntem deasupra lor, sper să rămânem acolo până la finalul sezonului. Cam atât pentru astăzi, încheiem aici acest episod, mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, vă am bubat!